Mă bucur să fiu în seara aceasta aici și să împărtășim câteva gânduri privitor la dragoste. Nu am știut exact ce temă va fi în seara aceasta aici, dar uitându-mă peste textele acestea scrise de Apostolul Pavel către Romani, a început să explice el, de fapt, problema este problema Israelului, ce se va întâmpla cu el și cum neamurile intră în harul acesta să cunoască pe Domnul. Dar în cunoașterea aceasta, el a intrat în niște teme de studiu biblic, așa după cum și noi la Dallas am încercat să intrăm într-un studiu în fiecare duminică din Dallas, despre relațiile noastre frățești, despre modul cum trebuie să ne comportăm în față. Se pare că lucrurile acestea trebuia să le învățăm de mult. Dar faptul că oamenii au primit pocăința, adică credința în Iisus Hristos, nu pocăința, au rămas după ce au primit credința să se pocăiască. Și pocăința aceasta era prin mărturisirea păcatelor, lăsarea de păcat. Trăind o viață nouă în Iisus Hristos și urmând pe Domnul. Din dragoste, cu credincioșie. M-a sunat cineva din California și mi-a spus anumite lucruri și zice, tu știi că cu tare păstor a fost pedepsit pentru că la botezul în apă el a cerut mărturisire înainte de a face botezul. Și frații l-au pedepsit de ce el a fost curajos să ceară tinerilor să se mărturisească înainte de botez. Și m-a întrebat dacă eu am fost acolo, dacă eu am semnat procesul pe bar, nu am fost acolo. N-am fost. Întrebat pe alții, n-am fost. Se pare că oamenii sunt interesați de lucrul acesta. Dar în lumea în care noi trăim, este o generație mai tânără, este o generație de mici și o generație mai vârstă. Mai vârstă. Mai vârstă. Ea mai vârstă așteaptă de la generația mai de mijloc să vadă o viață și o pocăință cu adevărat. Să vadă semne și minuni, să vadă lucrări. Generația tânără se uită de jos în sus și zice, dacă ei nu fac nimic, am venit să vă. Și astfel ne uităm unii la alții, punem vina unul pe alții și noi nu facem nimic. Și aici, tema aceasta, după cum o cântat și cântarea, de-aia am cerut să cânte cântarea, dragostea e cea mai mare dintre toate pe pământ. Cu ea viețuiești în viață. Cât vei umbla pe pământ, nu? Dragostea aceasta trebuie să se manifeste în toate direcțiile și în toate domeniile de activitate pe care le avem. Și acum să luăm despre dragoste locurile în care Apostolul Pavel, în Sfânta Scriptură, scrie despre ele, ce știm noi despre dragoste și cum aplicăm dragostea în viața noastră pe care le avem. Le putem lua pe rând? Corinteni. După ce vorbește despre darurile duhovnicești, există capitolul 13, în 3, care vorbește despre dragoste. Și nu o să-l citesc, dar e foarte frumos și foarte important. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zâmbelitor. Ceva care nu face sens. Ceva care n-are rost, ne pierde sau își pierde un om degeaba viața, vine la casa Domnului dacă el nu vrea cu adevărat să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 4 spune, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu chismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umplă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu trage sporile, nici la comitet, nici la ședințe, nu trage sporile, nici pe dreapta, nici pe stânga, judecă. Eu
am avut o lucrare înainte de a pleca din California, în care am intrat la o rugăciune, erau pe genunchi. Nu m-a văzut nimeni când intru cu soția acolo. Erau un timp de rugăciune. I-am pus pictir pe genunchi. Și a ieșit o lucrare. Ce bărbatele care ți-am pus în slujba mea. Acum este un timp în care te prelucrezi, te șlefuiesc pentru lucrarea care am făcut. Dar tu, niciodată, să nu te duci nici în dreapta, nici în stânga. Tu să judeci drept, să plângești drept cuvântul meu pentru că asta te-am venit. Pe mine, cuvintele acestea, care le iau din partea lui Dumnezeu, eu trebuie să mă țin de ele. Că dacă nu mă țin de cuvântul lui Dumnezeu și de cuvintele care le rostește Duhul Sfânt prin prorocul, eu pot să pierd răsplata. Degeaba vreau aici să mă să cred. Degeaba umblu fiecare zi și zic mă duc cu Domnul, dacă eu nu credeți tot cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în locul de dragoste, pot să pun numele meu. Și-ar veni așa. Dragostea sau Pavel este de lume răbdător. Pavel este plin de bunătate. Și mai departe puteți să citiți cu numele dumneavoastră acasă să vedeți dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dacă nu este toate da, atunci e problemă. Ceea ce Apostolul Pavel în Romani capitolul 12 vorbește despre o redresare sau despre o schimbare, despre o roire, despre o viață nouă în Hristos. Și toate aceste lucruri sunt cu lux de amănunte. Astăzi, nu știu dacă la americani, nu știu dacă ați găsit pe internet sau dacă ați spus despre codul etic. Dacă americanii, ca și noi românii când eram în România, ne învăța la școală sau citeam o carte despre codul etic, în care spunea, dacă ești în autobuz și este o femeie gravidă, să te ridici, să dai loc să stea. Am vorbit cu cineva, zice, în cultura noastră nu aveam voie să stăm lângă o picioară, lângă o pată. Dacă eram în autobuz, ne ridicam. Lăsam de altcineva să stăm. Noi nu aveam voie. Anumite culturi au diferite învățături și reguli pe care le respectă și astăzi. Uitați-vă la musulmani. Nu toți musulmanii sunt din aia ca și la Londra. Nu toți sunt așa. Sunt oameni care sunt foarte respectoși, foarte credincioși în ceea ce în religia lor și au o educație extraordinară. Fetele nu au voie să stea în aceeași cameră cu băieții și nu au voie să mănânce la aceeași masă. Bărbații nu mănâncă la aceeași masă cu femeile. Să nu vă apucați să faceți. Da, de exemplu, la parie nu se duc fetele dezbrăcate cum se duc în America sau în România, mai ales acolo. El trebuie să aibă pantalon până la genunchi. Așa e în acolo. Deci, în religia lor, au anumite strictețe și anumite reguli care și astăzi tinerile din America le respectă. Și toate aceste care le scrie Apostolul Pavel sunt niște reguli de conduită pentecostal. Nu. De conduită creștină. Care zice, așa trebuie să umblați dacă vreți să ajungeți acolo. Asta este regulă. Nu vrei să respecti cuvântul lui Dumnezeu? Treaba ta. Du-ți alege. Deci, ceea ce scrie Apostolul Pavel și ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu este foarte bun dacă înțelegi. În capitolul 14 zice, în versetul 1, două cuvinte, urmăriți dragoste. Știți că pentru asta eu am fost chemat la comite? Am predicat despre urmărirea dragoste. Și-o zis, frate, tu să-ți vezi de treabă, să nu urmărești pe noi. Și-o zis, frate, nu așa. Eu vreau să văd, eu te iubesc pe tine, la una cu tine. Cum răspunde dragostea mea și atitudinea mea? Înapoi, de la tine. Pentru că asta spune exact. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Iubiți-vă unii cu alții cu o dragoste frățească. Respectați-vă unii de altul. Deci ajutați-vă unii de altul.
a fost o oameni care ascult lucrurile acestea? Versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Putem să zicem amin? Că o să mai citesc un cuvânt care vreau să vedem. Și o să vedem ce va alegeți. Ăsta care nu va pieri niciodată. Sau celălalt. Până atunci mergem la Galateni, capitolul 5. Că dragostea nu numai este un mod de viață, ci este și o roadă a Duhului Sfânt. Și oamenii, mai ales pentecostalii, folosesc două daruri foarte des întâlnite în toate bisericile pentecostale. N-ar vrea să vă pun acest lucru. Le spun. Cel mai des folosit dintre daruri este vorbirea în limbi. Asta este, dacă te duci la stăruință, asta este primordial. Vorbirea în limbi. După celelalte daruri, nu stăruiesc oameni. Nici nu le cer. Nici nu insistă să aibă nevoie de înțelepciune, de cunoștințe, de putere, de vindecare, de celelalte. Că le frică nu cumva să fie ca sigur. Dar este nevoie, toate cele nouă daruri sunt nevoie de ele în Biserica lui Dumnezeu. Ne întoarcem la cele două daruri folosite. Primul, prin vorbirea în limbi, și al doilea, lăudăroșie. Ăsta e un dar la pentecostal extraordinar. Nu ați auzit așa? Merge din biserică în biserică, zice, am fost acolo, ne-am rugat, am făcut stăruință, s-o botezat cu Duhul Sfânt 18 persoane. De acolo ne-am dus din acolo 25, de acolo nu știu 6. Și când te duci în biserică și întrebi pe păstorul de acolo, cum a fost? Băi, n-am văzut mai nimic, am văzut ce-a fost, ce-a zis ăla. Dar ăla merge din biserică în biserică și se laudă că ce-a făcut el. Când spune că el, să știți că asta e laudă roșie. Dacă lasă pe Domnul să fie lauda și cinstea lui Dumnezeu, ăla e omul lui Dumnezeu. Amin. Ăla nu și-o asumă asupra lui. Îl lasă pentru Dumnezeu. Pentru că lucrarea asta nu e pentru oameni și nu e de la oameni. Și nu e a oamenilor, este a lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și acum, în roada Duhului, prima care este menționată acolo, dragoste. Deci dragostea e cea mai mare. Nu poți să spui că faci slujbă, nu poți să spui că prinzi, nu poți să spui că te rogi, că ești proroc sau orice alt lucru. Dacă nu ai dragoste de Dumnezeu, de aproapele Său, și dacă poruncile astea nu le poți să primi viața. Ne întoarcem apoi la textul de seara aceasta și citim mai departe de la versetul 8 din capitolul 13. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea, de fapt. Să nu placă vers, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești. Și orice altă poruncă se mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea deci este împlinirea legii. Amin. 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 Slăviți să fie numele Domnului. Dragostea este deci împlinirea legii. Acum, dacă stăm și ne uităm bine la realitățile din vremea noastră de astăzi. Dragostea aceasta despre care noi vorbim, dragostea de Dumnezeu, dragostea de frați, unii față de alții, dragostea de a sluji în biserică, este, și noi zicem pe undeva, că dragostea celor mai mulți s-a răcit. E drept că ați auzit predici despre lucrul acesta? Acum, mergem la capitolul 24 din Matei, și acolo spune, și din pricina mulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Acum, textul acesta este referitor la dărâmarea Ierusalimului, la timpul acela când Iisus vorbește despre evrei, că ce se va întâmpla, cum va fi atunci și care va fi situația. Deci, un neam se va scula împotriva, altul neam o părăție împotriva, va fi foame de cutremure, din toate aceste lucruri, decât începutul durerii. Deci nu va fi sfârșit, va fi începutul durerii.
atunci vă vota să fiți scâniți și vă vor urmări. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Cui se adresează Iisus în textul acesta? Simplu. Evreilor. Nu? Ok. Deci, textul acesta și versetul 12 și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mult se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Textul acesta arată despre ei. Dar se pare că, și după cum vedem noi astăzi, se pare că în vremea din urmă, dragostea care noi așteptăm să rămână la fel, dragostea nu se va termina niciodată. Dragostea aceasta datorită unor lucruri pe care se întâmplă astăzi, tot fără de lege. Tot fără de lege. Oamenii cad în păcat, oamenii se supără unul pe altul, se vând unul pe altul, se ceartă unul cu altul, se dușmănesc unul pe altul, se urăsc unul pe altul. Exact aceeași situație este în vremea noastră de astăzi, când nu faptul că a venit vara, nu mai lucrați la biserică. Este dragostea lor față de Domnul, care nu mai este aceeași ca și înainte. Și în Apocalipsa spune, întoarce-te la dragostea din tâi. Și omul crede că întorcându-se la dragostea din tâi, trebuie să întoarcă la faptele din tâi. Nu! Trebuie să te întorci sau trebuie să mă întorci la dragostea din tâi. Cum îl iubeam eu pe Dumnezeu atunci? Păi frate, am plecat de la Cluj, din capăt de la Troleu, 4 km pe zăpadă, vreo jumătate de metru, de-abia călcat, să mergem la stăruință sau la rugăciune în oraș. Mergeam în fiecare duminică la biserică. Nu ne era greu. Stăteam pe carpați dacă ajungeam și ajungeam. Era atâta lume că nu încăpeam nici pe coridor, stăteam în omul în picioare și transpiram. Nu era condișent. Era un mod de viață pe care noi îl aveam atunci, plin de dragoste, să auzim un cuvânt la Dumnezeu. Să fim acolo prezenți, să simțim fiorul Duhului Sfânt, să fim acolo înăuntru, să nu fim afară. Vorbeam la lucruri despre Iisus, nu? Cât că era comuniștii, toți știau din fabrică că-s pocăit. Astăzi, nimeni nu știe că ești pocăit. Te duci la lucru, nu știe că-i pocăit, te duci în oraș, nu știe că-i pocăit. Nu știe nimeni. Păi cum se poate așa? Poți să trăiești o viață și să nu te vadă nimeni că ești pocăit, că ești diferit? Nu se poate. Păi tu de ce nu vorbești, tu de ce nu fumezi, tu de ce nu te duci la discotecă, tu de ce nu faci asta sau de ce nu faci asta? Pentru că ești altul, ești în Hristos. Tu iubești pe Dumnezeu din toată inima. Direcția ta, mătrânița ta, ferința ta și nădejdea ta e alta, alta față de ceilalți din lumea aceasta. De aceea, noi trebuie să vedem realitatea și dacă este cineva să spună că vrea să facă azi biserică mai mare, și spui, stai liniștit, nu-ți cheltuim bani degeaba. Dacă vrei să faci un lucru pentru Dumnezeu astăzi, du-te și vizitează pe cineva. Du-te și vorbește de Dumnezeu. Du-te și roagă pentru cineva. Du-te și fă o mână de ajutor pentru cineva. Fă ceva practic pentru Dumnezeu. Clădirile astea, într-o zi, o să le ia altcineva. Nu uitați ce spun, vremea în care trăim este așa de rapidă și se schimbă cu atâta rapiditate lucrurile în lumea aceasta că noi nu ne dăm seama ce se întâmplă în Washington. Noi nu ne dăm seama ce se întâmplă și ce se prevede în viitor. Și eu nu vreau să fac aici politică și să vă aduc numai news-ul din afară, dar vreau să vă spun că noi trebuie să ne pregătim astăzi pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim oamenii aceia care să strălucim în lumea aceasta. Și copiii noștri să vadă o pocăință cu adevărat în viața noastră. Să ne rugăm noi să ardem pentru Dumnezeu. Și când vii și arzi pentru Dumnezeu, aici s-a plinte facăra. Și aici se coboară Duhul Sfânt și există minuni și prezența lui Dumnezeu. Și atunci tânărul care vine, fie cum vine, cu cercei, fără cercei, cu coadă, fără coadă, el cade în fața lui Dumnezeu. Tainele inimii lui sunt descoperite și Duhul Sfânt este cel ce l-a zis. Nu fă teorie, nu-i spune cum să se îmbrace. Nu te lupta cu lucrurile firești, pentru că nu o să reușești. Lucrează cu lucrurile duhovnicești, cu armele care lucrează pentru curățirea sufletului și a inimii și vei vedea rezultatele din partea lui Dumnezeu.
Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Lasă-L pe Dumnezeu să convingă. Dragostea să fie fără plecăcătorie. Fie vrednoasă mereu și vizuiți-vă fare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească. În cinste fiecare să dea în fietate altuia, nu? Mai facem așa? Dar noi când prindem un avon, gata. 50 de minute nu mai împreși. Am primit astăzi un text message și zice, frate, dacă n-ai făcut cumva program, fii un măcar luna asta. Ce bine. Ține studiul biblic în fiecare zi și după masă ține câte o predică. Și le-am mai spus. Zicaților, știți care e tava, de ce nu m-au zis predică la dată? Pentru că unii veniți dimineață și alții veniți numai după masă. Dacă predic dimineața, voi nu m-ați auzit. Și dacă nu veniți, treaba voastră. Ați auzit că mai recent, m-a spus la Antelemelul Duminică și vreau să completez ceva, în Corinte, zice, vândem, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Vorbim unul într-un fel și unul altul, nu? Oamenii nu mă sună pe mine să zică care e motivul sau care e situația, dar ei vorbesc. Încă nu s-a schimbat nimic la dată, dar ei știu că s-a schimbat sau că se schimbă. De unde știu că se schimbă? Încă nu știu. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit într-un gând și o simție. Iată Biserica lui Dumnezeu. Căci, fraților, am aflat despre voi, de la Cleoi, că între voi sunt certuri. Deci ai aflat de altcineva ce se întâmplă. În California au aflat altcineva despre ce se întâmplă la Dallas. Și m-a sunat. Bă, ce ai pățit acolo? Nu am pățit. Totul e la locul lui. Frații de la Africa, sunt acolo să mă acolo. O, dar ți-am auzit că vine Mișca. Slavă Domnului! Cum adică? Tu, păstor, spui slavă Domnului că vine altcineva. Ia slavă Domnului! Dacă vine Mișca, eu mă pot mișca. E sigur. Am libertatea să nu mai stau acasă. Pentru mine nu-i problemă dacă vine altcineva. I-am ajutat și le-am promis că-i ajut până când își stabilesc un rostos principal. Dar oamenii nu știu și atunci vorbesc altceva. Bă, n-a rezistat, n-a făcut nimic acolo, n-a putut face. Le-a spus fraților de la Dallas, să aduceți pe cine vreți cu doctorat. Puteți să schimbați păstorul fiecare an, dacă nu vă pocăiți, nu o să meargă bine. Problema nu este păstorul, problema este biserica, unitatea, pocăința, apropierea de Dumnezeu. Și le-am dat exemplu. Și vă dau și vouă. Și nu-i secret. Uitați-vă la Hristos. Un păstor i-a găsit acolo. Nu-i mare predicator, să știți. Nu-i mare predicator. Nu-i cheamă nimeni la nicio evanghelizare și nici el. Dar e un om bun, sufletist, un om la locul lui, un om care dă dovadă de credință. Și ceilalți din jurul lui îl iubesc. Ăsta e secretul. În secret, îl iubesc, îl respectă, îl ajută și dau tot concursul. Ca să meargă biserica bine. Pentru că scopul este biserica, nu păstoria. Și când oamenii înțeleg cu adevărat scopul și direcția care merg, acolo e pace, acolo e bucurie, acolo crește. De aceea la Hristos merge bine. Pentru că legătura lor frățească este bună. Să zicem și noi, Doamne ajută! Mergem mai departe să trec puțin prin textul acesta. Mă gândeam la fiecare lucru, dar îmi scapă de minte, că nu mi l-am notat. Zice, însă, cuință, fiți fără trece. Trece, cuvântul ăsta, nu l-am folosit, nu-i așa? La unii nu există decât așa un foc de pare. Trece va veni continuitate, un fel de sârbință care să meargă mai departe, să continue. Unii vin la biserică, aleluia, slavă Domnului, s-o tot și după aceea scade în activitatea lui față de biserică și față de Domnul. Fiți plini de râdere cu Duhul.
Iată cum spune, plin de râvne cu Duhul Bune, atât accent pun pe trupul ăsta și atât al schimonosesc și îl pun, nu știu dacă ați auzit că în țară când era copil, în zona Târgu Mureș și acolo, prin zonele alea, oamenii umblau în șalopetă și cizme fără șosete că să fie mai slăiți înaintea Domnului. Vă dați seama ce înseamnă vara să umbli cu cizme fără șosete. Așa o înțeles eu. Slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde. Poți să te bucuri dacă nu ai nicio nădejde? Nădejdea noastră e Dumnezeu. Nădejdea noastră mare. Noi avem un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Domnului. De aceea noi sunt plini de bucurie, pentru că vedem ce ne așteaptă. Doamne ajută-ne! Fiți rătătorii de casă. Ați auzit oameni care se roagă, surori care se roagă, Doamne, dăm răbdare? Știți ce cer? Ei nu știu ce cer. Zice, Doamne, dăm de casă, că numai de casă poți să avea răbdare. Și ei nu știu ce cer. Doamne, dăm răbdare. Cer de casă. Stăruiți în rugăciune, asta o faceți. Ajutați pe Sfinți când sunt în nevoie. Aici facem noi, dar îi categorisim pe noi. Ăsta n-are nevoie. Deci știți că lucrarea lui Dumnezeu e ajutorul nostru care a foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. La noi există cineva care se pregătește să meargă în Africa, a chemat și pe mine, se ducă mai multe mașini de cusur, se ducă utilaje, se învețe că ea e din Africa, nu numai să tăt capete de la America sau de la România, se învețe să școase hăinuțele, se învețe să lucrează. Credeți că e un lucru mare? E mare. A auzit cineva din Uganda și a zis să-mi trimit 4-5 tineri acolo, fete, să învețe să coasă și să vină înapoi să învețe pe celălalt. Se aude de la un alt. Dar pentru toate acestea, mașinile de cusut, bani, de trimis, transport, toate astea, nu poate să facă o singură persoană, că bagă loca sau nu știu cine vrea să facă lucrul ăsta. Trebuie să facă toți împreună, să pună mâna și să zică, hei, vreau să trimit și eu acolo, vreau să ajut și eu, vreau să dau și eu ceva numele de Domnul. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat primitori de oaspe sau să ajutăm pe cei în nevoie. Fiți primitori de oaspe, bucurați-vă cu cei ce vă binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Aia e campeul. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceeași simțăminte unii față de alții. Asta foarte des se întâmplă. Ați văzut? Noi am crezut că fratele Aurel nu mă iubește. Și îmi vorbesc de rău. Sapă din prin spate. Dar mă trezesc într-o zi și eu fac ceva rău. Am avut aceleași simțăminte, nu? Nu lasă să vedem. Să avem aceleași simțăminte unii față de alții, să ne ajutăm de alții. Nu umblați după lucrurile înalte ce rămân din cele zmerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Haideți să citim din Proverbe, poate refer la toate lecțiile cum ne arată, nu? Încrede-te în Domnul, încrede-te în Domnul de toată inima ta și nu te îngrijui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-le toate căile tale și El îți va netezi greurile. Nu te socoti singur înțeles. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Știți ce se întâmplă cu asta? Capeți vindecare. Să spun de ce. Zice, aceasta aduce sănătate trupului tău și răcorire voastră la tale. Mulți se îmbolnăvesc din cauza răutății, invidiei și altor lucruri pe care ei și singuri și le fac. Amărăciunea în inima omului nu vine din afară, vine din înăuntru. Pentru că el se amărește. O, n-am putut face asta, n-am putut face asta. Pretenții care le are mai mari decât posibilitățile lui. Doamne ajută-mă! Vreau să închei. Dacă este cu putință întrucât atât de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Atât de noi, frate. Atât de mine să trăiesc în pace cu fratele Aurel, cu fratele Aurel, cu sora. Atât de noi. Doamne ajută-mă! Ajută-ne, Doamne, să putem trăi pentru Tine și împărăția Ta. Atârnă de noi. Atârnă de noi să îmi deschid inima. Atârnă de mine să viu acasă Domnului. Atârnă de mine să vorbesc cu alții despre biserică. Atârnă de mine să vorbesc din gură un cuvânt de dragoste, de părtășie, de relație bună. Atârnă de mine. Atârnă de Tine.
Dragul meu, cei care nu vin, încurajați-i. Când vă întâlniți cu ei, nu îi loviți cu cuvinte. Nu vorbiți, cum a vorba românească, așa mai flegmatic. Mă, dacă te-ai concret, dacă nu știu ce. Și vorbesc cu oamenii fără ei. Du-te la el și spune-i despre dragostea lui Dumnezeu. Vezi care este problema lui. Care este motivul lui de nu vine la biserică? Apropie-ne de el. Fără să te simtă că tu iubești. Fără să te simtă că tu ești pentru el. Fără să te simtă că tu vrei dragostea lui și bunătatea lui și viața lui să fie pusă în îndreală cu Dumnezeu. Fără să vadă dragostea și el m-a urmărit în viața ta și tu mi-ai urmărit în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să trăim pentru tine și tu să fii Domnul și Stăpânul vieții noastre. Și într-o zi să fii cu tine pentru cei. Amin. Binecuvântați fie.